Iubiții mei, m-a întrebat fratele Ruben astăzi de ce am început cu cântările când am fost mic. Și am zis, mă, la cântări nu te mustră nimeni, numai la predică. Și am zis, am făcut un pic de antrenament și apoi... God bless you, kids. Și apoi am ajuns la slujire, la predică și am văzut că aici e mai greu un pic. Nu știu cum e la voi aici în Sydney. La noi în România oamenii apreciază că e sincer până când e sincer cu ei. Zice, mă, îmi place că spui adevărul, bunele spui lor adevărul, știți? Spune Biblia despre Irod că tare mult îl îndrăgea pe Ioan cum predica, până într-o zi când Ioan i-a predicat lui și i-a spus lui adevărul. Iubiții mei, îmi doresc astăzi din toată inima ca Domnul să ne vorbească. Acum eu sunt foarte sincer cu voi, o zi și cineva, mă, nu te du la Sydney că stare puțin. Amin. Zic, măi, eu la ăia puțin mă simt cel mai bine, nu știu cum să vă spun. Că unde-s mulți, e mai greu, dar unde-s puțin, să știți că oamenii stare iubitor și îl doresc pe Domnul. Ne bucurăm să fim cu voi astăzi și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească. O să vă rog cu mult respect să vă ridicați în picioare. Iubiții mei, vreau să citesc un text. Și Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj din Marcu, capitolul 10. Știu că nu e evanghelizarea astăzi, dar vreau să învățăm câteva lucruri de la Bartimeu. Marcu 10, de la versetul 46, spune aici Biblia, au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a zis, chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te, că și te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? Rabun i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați locurile. Iubiții mei, să știți că oamenii care nu văd au foarte bine dezvoltat simțul auzului. Ei se bazează doar pe ceea ce pot să audă și întotdeauna un pericol va trece pe lângă ei și ei vor fi foarte atenți ca să nu fie loviți. De asemenea, și o oportunitate poate trece pe lângă ei, cum a fost cazul lui Bartimeu și al Domnului Iisus. Și Bartimeu spune Biblia că o auzit. Și-a auzit foarte bine. Și Biblia spune că el a auzit că trece Iisus din Nazaret. Nu știu ce ați auzit zilele astea. Eu pe mesaje orice deschid numai la Sconi și Georgescu aud. Dar să știți că în seara asta am auzit că trece Iisus prin Sydney. Dincolo de alegeri, dincolo de ce spun oamenii, iubiții mei, auzim multe lucruri din sport, din politică, din finanțe, de războaie. Însă vreau să vă întreb, n-ați vrea să auzim ceva divin, ceva spiritual? Ceva care să ne aducă pace în viață, pace în familie, să ne aducă bucurie în suflet? Vedeți, dumneavoastră, Iisus ieșa din Ierihon. Și așa spune Biblia aici, pe când ieșa Iisus din Ierihon? O înțeles Bartimeu că e ultima lui ocazie. Că e ultima dată când mai poate să facă ceva. Și Bartimeu nu a stat indiferent. Am văzut și în avion o grămadă de oameni cu căști, cu AirPods, oameni care nu prea aud. Și asta e un alt subiect de predică. De ce nu mai auzim ce trebuie? Că dacă se aude, dacă e ceva de bărfit, așa circulă mesajele, așa de repede auzim ceva negativ. Dar n-ați vrea astăzi să auzim ceva pozitiv. Iubiții mei, aș vrea să vă rog astăzi, haideți împreună cu mine să învățăm ceva frumos de la un om fără școală.
Nu știu cum e la voi aici în Australia, la noi se uită mult la ce școală ai. Românul foarte greu învață de la cineva, pentru că românul, după cum bine știți, el le știe pe toate. Și vă dați seama, n-ai cum să-l înveți pe român. N-ai cum să-l înveți și el se uită, se vadă cine îl învață. Astăzi o să vă rog, hai să ne uităm la un om pe nume Bartimeu. N-avea nicio clasă. N-avea omul ăsta acasă cum avem noi, n-avea mașină, n-avea telefon, n-avea hainele pe care le avem noi. Și totuși omul ăsta a avut ceva ce mulți australieni și români nu au. A avut o întâlnire autentică cu Iisus. Hai să vedem pașii pe care i-au făcut. Ce să faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Un mesaj simplu, un mesaj poate basic, cum spuneți voi. Dar să știți că am văzut că noi nu avem probleme cu lucrurile complexe. Noi cu alea basic avem probleme, știți? În primul rând, atunci când trece Iisus pe strada vieții tale, trebuie să strigi după milă. Trebuie să strigi după milă. Așa spune Biblia aici. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. Marcu 10:47. O venit cineva la noi la biserică, la Deva, și a zis: mă, m-a plăcut la voi corul frumos, predica, dar ce strigați așa la rugăciune, că nu vă înțeleg, zice, ce urlați așa? Și i-am zis, noi strigăm aici ca să nu strigăm în iad. O zis, cum? What? Păi zic, la un moment dat în Luca 16, un bogat spune că striga de în iad. Una din cântările, iubiții mei, care se cântă în bisericile baptiste și penticostale, este următoarea. Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. Acum, eu știu că e greu să spui în Australia și în România, în unele părți, e greu să mai spui să strigi după Domnul. Că atunci când omul stă mai bine financiar sau și-au pus la loc casa, mașina, familia, parcă nu mai vede nicio nevoie. Iubiții mei, există ceva ce banii nu pot să rezolve. Mântuirea noastră nu poate fi rezolvată cu bani. Iertarea noastră, veșnicia noastră, indiferent câți bani avea. M-am uitat în stânga și în dreapta și aici. Mă doare inima pentru mulți români, pentru mulți australieni. Au impresia că dacă au acolo 100 de mii în cont, le este asigurat viitorul. Viitorul nostru e în mâna Domnului. De aceea aș vrea în seara asta, când trece Iisus pe strada vieții mele, vreau să strig după El. Să-L chem să vină în casa mea. Să-L chem să vină în viața mea. Spunea un om din Arad, avea mulți bani, avea 3 case. O zi, domnul doctor, i-a spus doctorul că mai are 3 săptămâni. O zis, vă dau o casă, numai să mă salvați. Și o zis, doctorul, n-am cum să te salvez. Iubiții mei, un frate păstor din România a ajuns în Austria și a ajuns la o familie tânără. Îl știa pe băiat, că băiatul copilărise la el în sat. Dar nu știa pe fată. Acum un om ca și un păstor cu multă experiență își dă repede seama când o fată pozează sau e autentică. Și-a văzut că fata aia era o fată harnică, plină de respect, cu multă frică de Domnul. Și-a zis către băiatul ăsta când fata a plecat până în bucătărie, spune-mi și mie, cum ai pus mâna pe astfel de fată? Astăzi când sunt atâtea divorțuri, atâtea căsnicii ratate, tu cum ai reușit să zici așa fată? Și-a zis, frate păstor, dumitale, știi casa în care locuiesc în România. Știi curtea, știi părinții mei, dar știi și pădurea care noi avem în spate. Și a zis, ce nu știi este că multă vreme am mers în pădurea aceea și am strigat la Dumnezeu cum strig animalele. Și am zis, Doamne, nu vreau să-mi găsesc eu o fată, ci vreau să-mi găsești Tu o fată. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a ascultat strigătul. Iubiții mei, am o încurajare pentru voi astăzi. Poate că uneori strigăm cu vocea, spune în Evrei 5:7 despre Iisus, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari. Poți să-mi pui repede versetul? Evrei 5:7. Și cu lacrimi. Evrei 5:7. Eu le-am spus la noi la biserică, aveam vreo 2-3 care strigau așa la orice rugăciune. Le-am zis, mă, puteți să strigați, dar să aveți și lacrimi. Știți? Că atunci când vine harul, simți în toți. N-ai cum să simți numai tu că a venit harul și numai tu strigi. Dar dacă este cineva aici care strigă la rugăciune, să-i dea Dumnezeu și lacrimi. Și dacă n-ai lacrimi, nu striga. Bine? Alteori ne rugăm ca și Ana. Spune Biblia despre Ana că doar buzele și le mișca. Și uneori poate avem probleme intime. Ana nu a putut să urle în templu, să zică nu pot să am copii. Dar Ana a înțeles un lucru, că Dumnezeu ascultă și strigătul inimii.
Iubiții mei, vreau să mai subliniez ceva la Bartimeu. Bartimeu nu a cerut bani, nu a cerut casă, nu a cerut o vacanță. Bartimeu spune Biblia că o striga, dar o striga după milă. De ce? Că prin fața lui trecea cineva care toată viața a împărțit milă. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Când vă rugați pentru cineva pe care nu îl suportați, ce cereți pentru el? Mila Domnului sau dreptatea Domnului? Nu trebuie să-mi răspundeți. Dar am văzut oameni care au zis: Doamne, fă-mi dreptate cu vecinul ăsta, fă-mi dreptate cu soacra, cu socru, cu părinții. Am o întrebare. Când copilul tău a făcut o prostie sau o greșeală, ce spui? Doamne, fii cu dreptate cu el sau spui: Doamne, ai milă de el? Iubiții mei, hai să ne rugăm și pentru cei care nu ne suportă, tot mila Domnului să o aibă. Doamne, lucrează în acest sens. De ce? Pentru că de milă poți să beneficiezi doar aici, dincolo nu mai există milă, dincolo există doar dreptate. Dar dacă astăzi te-ai întâlnit cu mila lui Dumnezeu, tu nu mai treci pe la judecată. Ioan 5:24, cel care crede cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, nu mai vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Doamne, lasă mila ta peste noi. Citeam că în Statele Unite ale Americii s-au instalat telefoane robot. De ce? Că sunt tot mai multe depresii, tot mai multă anxietate, tot mai multe cazuri cu probleme. Și vreau să vă spun că peste 200 de apeluri se primeau în fiecare zi de către roboți. Și roboții ascultau și la final închideau telefonul. Iubiții mei, nu avem mare bucurie că nu ne ascultă un robot, ne ascultă Dumnezeu din ceruri. Și spune în Psalmul 20 că nu doar ne asculte, să te asculte Domnul în ziua necazului și să-ți trimite ajutor din locașul lui cel sfânt și să te ocrotească din Sion. Bartimeu, înțeles, eu nu mă adresez la un robot, eu mă adresez la Dumnezeu. Și Iisus Hristos poate să aibă milă de mine, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, iubiții mei, vreau să mai ne uităm la ceva. Biblia spune în versetul 48, mulți îl certau să tacă. Să știți că oamenii care îl cheamă pe Dumnezeu, care strigă la rugăciune, care vin la biserică regulat, care citesc Biblia, care doresc să se apropie mai mult de Iisus, să știți că îi deranjează pe alții. Îi deranjează. Dar vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Mulțimea nu avea ceva cu Bartimeu, mulțimea avea ceva cu ea. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Când am avut al treilea copil, împreună cu soția am plecat la o primărie de acolo din județul nostru să ne facem actele pentru alocație și când soția a auzit că e al treilea copil, s-a uitat femeia de acolo și a zis: al treilea! Maică nu ne-a înjurat. Maică nu ne-a făcut cu ou și cu oțet. Și soția mi-a zis de atunci până la al optulea, o zis: faci tu singur, eu nu mai mă duc în veci la primărie. Uite-te cum se comportă cu noi. Iubiții mei, am crezut multă vreme că femeia aceea a avut ceva cu soția mea. Am înțeles mai târziu că ea nu a avut ceva cu soția mea, eu a avut ceva cu ea. Pentru că ea nu a vrut copii, ea a vrut câini și pisici. Și atunci, în loc să își rezolve problema ei, la oricine venea și avea copii de 3, 4, 5 copii, striga la el. Hai să vă spun ceva important astăzi. Oamenii din jur n-au ceva cu noi, oamenii din jur au ceva cu ei. Ei înțeleg că ar trebui să se apropie de Dumnezeu, să se bucăiască, dar în loc să facă asta, de multe ori lovesc în noi. Vreau să vă dau o veste bună astăzi. Duhul Sfânt din noi deranjează demonii din ei. Să nu uitați asta. Că de multe ori simți așa cum unul e iritat, unul te bajocorește, unul te face cu ou și cu oțet. N-are nimica cu tine. Duhul Sfânt din tine deranjează demonii din el. Și te rog în numele Domnului, nu deveni ca și el. Dacă el dă cu noroi în tine. Mă uit la Bartimeu. Bartimeu nu s-a uitat la mulțime să zică: tăceți din gură, lăsați-mă în pace. Nu. Bartimeu s-a focusat pe Iisus, s-a concentrat pe Domnul Iisus. Noi de multe ori când oamenii ne lovesc, luăm noroi de jos și dăm către ei. Să nu uităm că cine dă cu noroi rămâne cu mâinile murdare. Eu vreau să dau cu pâine astăzi. Vreau să dau cu un ajutor, cu un pansament, nu cu pietre. Că pentru pietre Domnul nu răsplătește, nici pentru noroi. Iubiții mei, știți ce îmi place foarte mult la Bartimeu? Bartimeu a înțeles un lucru, că mulțimea vine și pleacă, Iisus rămâne. Mulțimea o înțeles, Bartimeu o înțeles că mulțimea, ăia care zic: taci, Bartimeu, ăsta ăia care
te ajută cu un leu și apoi îi scoate ochiul toată viața. Dar Bartimeu nu a vrut un leu, Bartimeu a vrut mila lui Iisus. Bartimeu a vrut mai mult decât ceea ce poți să-ți ofere oamenii. O să vă rog astăzi din toată inima, n-ascultați ce spune mulțimea. Ascultați ce spune Domnul. Că de multe ori diavolul vrea să ne oprească prin mulțime. Mi-aduc aminte, un frate din România avea o bucată de slănie în cămară și a venit un cerșetor la el la poartă. Și a zis, dăm și mie ceva. Ăsta n-avea ce să dea altceva decât din slănină, o bucată. O lua cuțitul, o mărs la slănină și o pus așa cuțitul acolo mai jos, să taie așa o bucată mai mică. Și a auzit o voce, prea mult. Acum eu vă întreb, cine a fost vocea, a Domnului sau a diavolului? Păi niciodată Domnul nu spune, prea mult dai la colectă, prea des vii la biserică. Și omul ăsta foarte înțelept a zis, e prea mult, mut cuțitul mai sus. O muta mai sus, nu mai auzit altă voce. O știu diavolul, dacă mai zic o dată, îi dă slănina. Iubiții mei, când diavolul vă spune, dai prea mult, $50, spune așa, duminica viitoare pun 100. Vă garantez că nu o să mai aveți treabă cu el. Când diavolul spune, citești prea mult un capitol din Biblie, da? Citești două. O să vezi că nu mai ai treabă cu el. Iubiții mei, Biblia spune aici, auziți, mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare. Vi se pare că am strigat tare? O să strig și mai tare, zice. No, apoi nu mai avut treabă mulțimea cu el. Hai să vă mai spun ceva despre mulțime. Am văzut pe viața, pe experiența mea, deși n-am experiența voastră de aici, sunteți oameni mai în vârstă ca mine, care ați văzut multe în viață. Dar ați observat ce mulți sunt pe lângă noi când n-ai nevoie de ei. Ce mulți curioși sunt. Când au venit ăștia mulți să-l ajute pe Bartimeu, au venit să vadă ce face Iisus. Și când ești în spital, ăștia mulți nu mai sunt. Îmi spunea un frate, un tânăr, frate Cristi, am 4.000 și ceva de prieteni la Facebook, acum și ajung la 5.000. Și m-am uitat la el și i-am zis, o să vezi când ești în spital câți mai ai. S-a uitat, o dat de mână, a plecat, m-a sunat după câteva săptămâni, frate Cristi, sunt în spital! O să vii să mă vizitez. Dar zic eu, am loc de aia 4.000 și ceva. Păi zice, nu m-a căutat niciunul. Zic, vezi? Vezi câți ai pe lângă cine care nu te caută? Iubiții mei, am un frate prieten cu mai mulți copii undeva în zona Lugojului și în urmă cu câțiva ani i-a murit o fată. El mergea într-un bus cu cartofi la piață, ea vinea în alt bus cu cartofi la piață, pe contrasens o intra cineva în ea, toți cartofii din spate, 2,5 tone, au venit peste ea, s-a lovit în volan și a murit. S-a întors taică, s-a găsit o caldă încă. A fost o fată cu minte, o fată deosebită, o fată pocăită. În Biblia ei, în ziua înmormântării, s-au găsit niște cuvinte, vreau să vi le las, că mie mi-au vorbit mult. Apropo de mulțime, de prieteni, de oamenii care vin lângă noi, dar pleacă imediat. Spunea fata asta într-un bilețel, mă țin strâns, nu de o funie, că s-ar putea rupe. Mă țin strâns nu de un om, că ar putea să plece. Mă țin strâns nu de un plan, că s-ar putea planul ăla să se năruiască. Mă țin strâns de Dumnezeu. De Dumnezeu. Nu știu de ce te ții strâns astăzi. Bartimeu nici măcar nu a băgat în seamă mulțimea. Bartimeu nici măcar nu s-a uitat la oameni. Bartimeu s-a uitat la Iisus Hristos. De ce? Că El este acela de care avem nevoie. Slăvit să fie numele Lui. Ce mai învățăm de la Bartimeu, iubiții mei, în seara aceasta? Învăț că trebuie să plec de la locul în care am stat ani de zile. Foarte interesant. Pune-te, rog, Marcu 10 cu 49. Foarte interesant. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Eu dacă eram în locul Domnului Iisus, mi se părea normal, ăla e acolo pe marginea șanțului, e acolo în mizerie, în gunoaie, e la locul lui. Mi se părea normal eu să mă duc la el. Însă Iisus face aici un gest de unde avem ce învăța. Chemați-l, zice. Spuneți-i lui să vină. Pentru că oamenii care vin la Iisus trebuie să părăsească locul în care i-a ținut diavolul toată viața. Amin? Și vreau să citesc, iubiții mei, nu știu care e marginea șanțului în care stai astăzi. Poate mai ai niște păcate în viața ta, dar vreau să citesc Galateni 5:19, o listă întreagă de păcate. Că o zis și cineva, eu nu beau, nu fumez și nu curvesc. Pentru aia o să mă duc în cer. Uitați că sunt câteva păcate.
preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, mai departe. Închinarea la idol. În România, o zis cineva, azi nu mă duc la biserică că joacă Steaua. Păi aia e închinare la idol. Dacă meciul păstă Domnul Iisus, e închinare la idol. Vrăjitoria, vrăjbile, certurii, constă oare cu certurile? Zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Acum vine un cuvânt greu, invidiile. Nu știu dacă este invidie în Australia. Să te păzească Domnul România să-ți iei mașină mai faină ca lui vecinul. Să te păzească Domnul. Deci nu mai vorbește cu mine luni de zile. De ce? Că există invidie. Iubiții mei, n-ați vrea astăzi să înțelegem că valoarea noastră nu stă în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Nu în sacou, nu în cămașă, nu în pormoneu, nu în mașină, ci în ceea ce a pus Domnul noi, Duhul lui Cel Sfânt. Ucideri, beții, îmbuibări și pariuri sportive, tatuaje, fumat. Unde scrie în Biblie? Uite unde scrie. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Pune-te, rog, Apocalipsa 21:8. O altă listă. O altă listă. Cât despre fricoș. O să și cineva, eu nu mă pocăiesc că nu pot să țin pocăința. E frică că nu pot să țină pocăința. Am o veste bună. Nu tu ții pocăința, pocăința te ține pe tine. Fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Nu vă spun că tăbătaia am luat pentru minciună când am fost mic, dar slăvesc pe Domnul că cureaua și-a făcut efectul. Și nu iau. Da. Iubiții mei, mincinoși, m-a întrebat cineva zilele trecute, nu, în câteva luni, frate Cristi, dar chiar nu ți-ai mințit soția niciodată în 14 ani de căsătorie? Păi zice, n-ai cum cu femeia, dacă nu o minți, nu, n-ai cum să treci de ea, zice. Zic, mă, poate că tu n-ai cum, dar eu am cum. Și s-a uitat la mine și a zis, uite, spune, te rog, sincer, că nu pun pe YouTube, nu pun pe TikTok. Și am zis, nu mi-am mințit soția în 14 ani niciodată, din trei motive. Unu, că sunt pocăit. Și pocăiții ce fac? Nu mint. Penticostalii, baptiști, ortodoxi și mai scapă câte una. Pocăiții nu mint. Amin. Apoi sunt un slujitor și vreau în spatele meu să se încoloneze niște oameni care se pocăiesc, nu care mint ca păstorul lor. Nu? Și trei, nu mi-a mințit soția în 14 ani niciodată că îmi trebuie încă 14 ani ca să mă creadă. Știți? Adică îmi fac rău cu mâna mea. Dacă eu îl mint pe fratele Ruben și mâine îi spun, te rog să mă ierți, el mă iartă. Știți ce nu poate să mai facă? Să mai aibă încredere în mine. O zis Nicolae Iorga, în încrederea nu se pierde decât odată, a doua oară n-ai cum să pierzi, că nu mai ai. Iubiții mei, mă rog astăzi, dacă unul dintre noi suntem într-o stare de păcat, ne spune și nouă azi Domnul, chemați-l. Haide să venim la sfințenie, hai să venim la curăție, la curăție, hai să venim la întâlnirea cu Domnul. Doamne, ajută-ne la asta. De ce? Că Dumnezeu nu vrea să stai acolo unde te-o găsit. Dumnezeu vrea din locul în care te-o găsit să te scoată și să te transforme. Și uitați ce frumos, iertat, transformat și gata de slujire. Am o întrebare pentru toți cei prezenți. Suntem la locul la care ne vrea Iisus Hristos? Am făcut un sondaj pe social media, peste 50% dintre cei care au răspuns au zis, eu nu știu la ce m-a chemat Dumnezeu. E foarte greu cu ăștia care nu știu la ce m-a chemat Domnul, că ăștia toată ziua bagă bețe în roate. Mie cel mai frică în viață mi-e de omul care nu face nimic. Că el face ceva, să știți. Știți voi ce face? Nu? Omul care e ocupat, care face bine, care lucrează, care se implică, de ăla n-are ce să-ți fie frică. Am primit o poză de la biserica noastră cu niște surori care erau într-o bucătărie. Și zic, mă, dar ce fac surorile acolo? Că niște surori care se strâng, pot să dea jos un comitet, să știți. Dar zic, mai trimite o poză, vreau să văd mai detaliat. Și o trimis o poză care s-a văzut mai clar. Și am văzut varză murată, slăvit să fie Domnul, zic. Am văzut carne tocată, slăvit să fie Domnul. Am văzut că făceau sarmale. Mă, zic, așa s-au strâns să facă un lucru bun. Apoi am auzit că făceau 2600 de sarmale pentru cei săraci, orfani, văduve, bătrâni și familii cu mulți copii. Doamne, mai ridică surori din aștia, înmulțește-le să n-avem loc în biserică. Păi de aștia nu ți-e frică. Și-o înțeles locul. Mă, poate nu pot să cânt la cor. Poate nu pot să fac ce fac alții.
dar pot să fac niște sarmale. Pot să fac o faptă bună. Iubiții mei, nu vi se întâmplă acasă când n-aveți nevoie de ceva să vă împiedicați în lucrul ăla. Când ai nevoie, nu-l găsești. Cam așa e și în biserică de multe ori. N-ai nevoie de omul ăla, tot timpul te așteaptă. Frate Cristi, vezi că acolo ai strigat prea tare, vezi că acolo ai făcut aia, ai făcut aia. Dar când ai nevoie de el, îl suni. Abonatul nu poate fi contactat, reveniți mai târziu. El nu-i la locul lui, el tot timpul vrea în alt loc. Bartimeu, hai aici! Chemați-l! Bartimeu, tu nu trebuie să fii acolo, tu trebuie să fii aici lângă mine. Doamne, vreau să vin lângă tine astăzi. Amin. 4. Ce să mai faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Să-ți recunoști starea. Să-ți recunoști starea. Uitați-vă, Marcu 10:51. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Acum am o întrebare. Nu știa Iisus ce nevoie avea Bartimeu? Iubiții mei, e clar că omul ăsta era orb. E clar că omul ăsta avea un defect fizic și Iisus putea să zică, vreau din prima să te vindec. Totuși Iisus îl întreabă, ce vrei, Bartimeu? Și o să vă spun de ce Iisus întreabă asta, că am văzut mulți orbi care nu vor să fie vindecați. Sunt mulți. În Galația spunea cineva despre un cercetător că câștigă undeva la $3,000 australieni pe lună. Ăștia-s bani, ăștia-s bani, serios. Și vreau să vă pun o întrebare, dacă Cristi Boariu îl ia pe cercetătorul ăsta, îi găsește loc de muncă la Kaufland cu $700 pe lună, îi face duș, îi dă haine noi, îi dă locuință, vine omul ăsta sau nu? Nu vine în veci. El stă în mizerie, dar profită de mizeria asta ca să facă niște bani. Și lui îi place mizeria, când s-a dus mizeria, s-a dus și banul. Iubiții mei, sunt astfel de oameni pe care Iisus i-a întâlnit în timpul vieții lui și care nu și-au recunoscut niciodată problema. Vine cineva la Iisus și spune, Doamne, spune fratelui meu să împartă cu mine ce? Moștenirea noastră. Să vă ferească, Doamne, să aveți copii care să aștepte să plecați numai să punem mâna pe moștenire. Groasnic. Dar acolo a murit probabil tata și au rămas doi frați. Și ăștia doi vreau să împartă moștenirea. Am o întrebare, o mers Iisus în casa lor? Nu a mers. Că ăștia au zis, Doamne, vreau ca Tu să fii pentru mine, ce? Un topograf. Să vii să ne împarți pământul. Am o veste bună pentru biserica din Sydney. Domnul Iisus a venit să ne împartă cerul. Nu pământul. Am văzut aici că aveți pământ bun, mai ales acolo în Inland, o grămadă mare. Dar hai să vă spun că la final toți 2 metri o să avem fiecare. Și bogatul și săracul au toți 2 metri. Însă spunea cineva frumos, sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nori, ale mele sunt toate. Toate stările de sus, tot ce n-are în veci apus prin iubirea lui Iisus, ale mele sunt toate. Altcineva o schimba cântarea asta și a zis, sunt străin și călător, n-am aici o brazdă, dar în țara fără nori nu mai stau în gazdă. Mare lucru. Mare lucru. Nu știu cât ai aici și nu mă interesează. Ce vreau să spun astăzi este că Iisus a uitat la Bartimeu. Bartimeu, ce vrei? Ce ai vrea tu? Că 5.000 de oameni au vrut să le dau pâini și pești. N-au vrut mântuire. Că dacă vreau mântuire, erau și acum cu mine. Erau și la cruce cu mine. Apropo, tu ce vrei? Eu ce vreau de la Iisus? O mamă cu 7 copii din România, sărăcie cruntă, a zis, Doamne, nu-și cer nimic pentru pruncii mei, numai să aibă toți bani. Toți au bani astăzi, niciunul nu e în biserică. Nu avea bani, e o problemă. Problema e dacă ai bani și nu-l ai pe Iisus, ești ca fiul risipitor care are banii lui tata și nu-l are pe tata. Și unde măr banii? În plăceri, în distracție. Un băiat mi-a spus, 900.000 de euro am băgat la cazinouri până astăzi. Păi cu 900.000 de euro făceam 10 biserici în Oltenia. El le-a dat la faraon. De ce? Că nu banul e un păcat, ci când folosești banul, sănătatea, timpul, tot ce îți dă tata fără tata, devine un blestem. Bartimeu, tu ce vrei? Iubiții mei, o să spuneți, Hai de Cristi, nu se potrivește predica asta pentru noi, că nu-i niciun orb între noi. Să știți că eu nu mă refer la orbirea fizică. Marcu 8:24, vă dau un exemplu, că vreau să întreb, oare vedem bine pe cei de lângă noi? Marcu 8:24. Pune-te rog și 23 ca să înțelegem versetul.
Iisus a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, i-a pus cuiupa pe ochi și a zis, vezi ceva? Următorul verset. El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Acum iertați-mă, cu fratele Ruben îmi permit. Dacă eu îl văd pe Ruben copac, vin cu drujba la el, cu toporul. Au, câți avem de neaștea? Tă-ne sapă în continuu. Tă-ne cioplească. Iubiții mei, ce au zis Domnul? Foarte bine ai văzut, spor la treabă, dă-i pe ei. Nu, nu, nu. Spune Biblia că și-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și a văzut toate lucrurile de slușit. N-ați vrea să se atingă Domnul astăzi de ochii noștri spirituali? Amin, amin. Și să nu mai vedem pe sora ca un copac, și pe fratele ca un copac, să-l vedem ca unul pentru care a murit Iisus Hristos. Iubiții mei, am ajuns și când văd un om, când văd un homeless pe stradă, îmi vine să plâng pentru el. Că știu că banul meu nu rezolvă problema lui, dar știu că dacă moare de la overdose, merge direct în iad. Știți câți oameni de lângă noi au nevoie de Iisus? Întrebarea mea este, tu vezi? Vezi binecuvântările Domnului? Roman 2:4. De ani de zile, spune Biblia aici, disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. O zice cineva, domnul pastor, eu nu cred că Dumnezeu există. O să vezi că îl înjur și nu mă trăznește. Și am zis, înainte să încep să înjuri, își citesc să vezi ce bogat e Dumnezeu. Bogat în bunătate, îngăduință și răbdare. Dacă nu te trăznește, e că e bogat în răbdare. Că dacă te-ar trăzni direct, în ea de-a fi mărs. Faptul că nu te trăznește nu înseamnă că e de acord cu tine. Amin? Ci dimpotrivă spune Pavel, ești orb? Nu vezi? Bartimeu, care e problema ta? Nu văd. O, ce bine că recunoști Bartimeu. Oare mai este cineva în seara asta care să spună că Bartimeu, Doamne, vreau să văd și eu bunătatea ta. Frați și surori, a fost Domnul bun cu noi? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De 115.000 de ori ne bate inima în 24 de ore. 115.000 de ori. De 22.000 de ori respirăm în 24 de ore. Azi am fost cu frații și au pierdut ziua cu noi, le mulțumim Domnul să răsplătească. Am fost și am vizitat ceva frumos acolo la Blue Mountains și am văzut un om în cărucior cu masca de oxigen pe față. Și eu și soția ne-am uitat cu milă. Sunt oameni care trăiesc pentru că au o mască de oxigen. Nouă Dumnezeu ne-a mai dat viață. Suntem bogați, suntem. Și Pavel a zis, bun, dar vezi bunătatea asta Domnului. 500 de funcții face ficatul tău în fiecare zi. 10 milioane de culori putem distinge cu ochii noștri. Și mai ne plânge că suntem săraci. Iubiții mei, suntem bogați. Că l-avem pe Domnul și El s-a purtat cu bunătate față de noi. Mă uit la copiii mei, spuneam la un podcast la Melbourne, o să-l vedeți săptămâna viitoare cu soția, de când ne-am căsătorit până astăzi, așa orându-i Domnul pentru noi, n-avem nicio zi de spital cu niciunul din cei 8 copii, în afară de când a fost nașterea. O merit asta? Nu merit. Am fost încercați pe alte părți, cu siguranță, dar pot să spun că Domnul a fost bun. Și acum Pavel spune așa, vă împărțiți în două. Dacă vezi bunătatea lui Dumnezeu, te vei pocăi. Dacă vrei să rămâi orb mai departe, vei rămâne un om împietrit. Eu vreau să mă pocăiesc în seara asta. Au nevoie pocăiți de pocăință. Aleluia. Iubiții mei, mă duc la ultimul punct imediat. Vă spun doar că am avut o bunică care a avut probleme mari cu ochii, cu diabetul. Foarte mari probleme. S-o ruga mereu, Doamne, nu-mi lua vederea. Dar știți care era rugăciunea ei? Vreau să mai văd familia, dar vreau să văd și în Scriptură. Să mai pot să citesc. Și eu promis Domnul printr-o prorocie, până în ziua morții tale te voi lăsa să mai zărești un pic. Mi-aduc aminte în 2011, când am venit cu prima noastră fetiță din spital, bunica a luat-o în brațe, a dus-o la geam să bată razele soarelui pe ea, că nu mai vedea decât foarte puțin. O zis că e frumoasă. Nu știu cât o văzut. Prima cântare pe care o știu în viața asta, în cei 38 de ani de viață, o știu de la bunica. Și cântarea spune, printre munți și dealuri, văd pe Dumnezeu, ape cristaline,
murmură mereu. Murmur, murmur, Domnul este bun. N-avea condițiile pe care le am eu. Nu a condus o mașină în viața ei. Nu a mâncat o pizza, un burger în viața ei. Nu și-o permis să iasă la restaurant. Dar au zis, mă uit la munți și la dealuri și zic că Dumnezeu există. Și că Dumnezeu e bun. O murit într-o zi, ca să o scurtez repede, o murit, o pleca la Domnul. În ziua când am scos sicriul în curte și ne-am dus către groapă, am făcut o rugăciune ca Domnul să ne păzească. Cineva care era cu noi a avut o vedenie. Mi-a spus după aceea, la urmă, la final, o zis, am văzut pe bunica voastră cum urca niște scări spre o cetate mare. Dar zice, am văzut-o din spate pe bunica voastră, nu din față, din spate. Și am văzut cum se uita în stânga, în dreapta. Zic, bun, dar mai era oarbă sau nu? O zis, după cum se uita în stânga și în dreapta și era mirată de cetatea aceea, mi-am dat seama că vedea acolo, că nu este orbire acolo. Și mi-a zis așa, știi ce scria pe cetatea aceea? Ierusalimul cel nou, cetatea cea sfântă. Iubiții mei, vine o zi când ce noi vom părăsi pământul acesta. Mă rog Domnul să ne mai dea timp să ne pregătim. Amin, amin. Și în ultimul rând, că nu vreau să fiu foarte lung, ce mai trebuie să faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Marcu 10:52. Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Și acum uitați ce scrie versetul și trebuie să fim atenți la fiecare cuvânt. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum de la Iisus. Uitați că cineva a fost atent. Și-a mers pe drum după Iisus. Imaginați-vă scena aceea, iubiții mei, că Dumnezeu nu a putere să ne imaginăm. Pentru prima dată în viață, orbul ăsta deschide ochii. Vede case, vede oameni, îi vede și pe aia care l-a certat. Și putea să zică, las că vă arăt eu vă om. Am văzut oameni după ce au ajuns sus, au fost la rate la aia care nu l-a lăsat să ajungă sus. Dumnezeu nu te-a binecuvântat ca să demonstrezi la alții ce putere ai. Dumnezeu te-a binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Amen. Iubiții mei, s-au uitat Bartimeu în stânga, în dreapta, au văzut case, au văzut cerul frumos, dar știți ce au mai văzut? L-au văzut pe Iisus Hristos. Și a spus Bartimeu, Doamne, deși Tu mă trimiți, a zis, Doamne, du-te, eu vreau să rămân. Nu știu dacă în Sydney ați avut aici la voi oameni care au fost vindecați de Domnul și apoi au plecat de la biserică. Noi avem și în Deva, cunosc și în Lugoj, cunosc femeie care au fost vindecată de cancer și acum mai în lume. Și frații, surorile, când o întâlnesc pe la piață, îi spun, te-a vindecat Dumnezeu la ungere cu un de lemn. Și ea se uită și zice, pentru voi mă vindecat. Lăsați-mă să-mi fac treburile. Am o întrebare, ce faci cu vindecarea pe care Domnul ți-o dat-o? Ce faci cu atingerea pe care Domnul ți-o făcut-o? Cu mântuirea pe care El ți-o dat-o? Dumnezeu prin Iisus îi spune lui Bartimeu, Bartimeu, ești liber să pleci. Și Bartimeu spune, nu vreau să mai plec, vreau să rămân cu tine. Spunea cineva ceva și aș vrea măcar cu asta să rămâneți din predică. Bunătatea nu lasă cicatrici. De aceea se uită repede. Bunătatea nu lasă cicatrici. De aceea se uită repede. Avem acasă un băiat pe nume Matias. Înainte să se nască Amias, Matias ne-a făcut multe nopți negre. Sau albe, cum se spune. Și dormeam când eu cu el, când soția cu el, ca să se odinească soția. Când dormeam cu el, mă trezea de 10-15 ori pe noapte. Avea sticla de lapte lângă el, dar mă trezea numai să mă duc să-i o bag în gură. Iubiții mei, au crescut, au ajuns la un an și ceva, și mă uit la Matias ziua și când îi spun ceva, spune aci! Nu spune taci, zice aci! Mă uit așa, nici nu știu cum să reacționez. După ce te scol de 10-15 ori, îți mai spune și taci. Nu știu, poate aveți în Australia. Dacă ați avea în Australia, eu i-aș cumpăra suzetă din aia care să lase urme aici și la 18 ani să se uite în oglindă.
Să-i spun, vezi că taică s-o sculat și tu dat aia. Sau dacă ți-a venit în Australia Pampers din ăla care să lase urmă aici, așa 1000 de euro să fie, odată îl dau pe el. Și apoi la 18 ani când zice tași, tati, că eu știu mai bine, să-i spun, vezi că cineva te-a schimbat. Dar nu există Pampers din ăsta. Și de ce nu există? Că bunătatea nu lasă cicatrici. De aceea se uită repede. Și la 18 ani strântește ușa. Că nu mi-e frică că zice tași la un an jumate, dar mă doare când mă gândesc că s-ar putea să zică tași la 18 ani. Iubiții mei, știți câți oameni au fost lângă Iisus, la care Iisus le-a făcut bine? Mii. Uitați-vă, 5.000 la înmulțirea pâinilor, 82 apoi, 70 pleacă, rămân 12, în seara cinei pleacă unul, rămân 11, 3 în Ghețimani, 1 la cruce. De ce? Că mulți au stat cu el la mese și prea puțini au tras la joc. Nu știu dacă vă amintiți, dar în urmă cu 2 ani a fost un cutremur mare în Turcia. Au murit peste 50.000 de oameni. Câteva milioane au rămas fără casă, fără adăpost, fără blocuri. Am avut ocazia să văd o poză la 3-4 zile după acel cutremur. În poza aceea erau niște clădiri dărâmate și sub o placă de beton înclinată la vreo 30 de grade era o fată și un băiat. Fetița avea undeva la 9 ani, băiatul la 7 ani. Fetița avea mâna pusă după capul băiatului ca și cum ar fi vrut în ultima clipă să-l protejeze. Printr-o minune dumnezeiască, betonul ăla o rezista și nu o căzut pe ei și salvatorul care i-o găsit s-o speriat și el și s-au speriat și copiii. După 17 ore, pentru prima dată copiii ăștia văzuseră lumină. Salvatorul, luat prin surprindere, nu știu ce să le zică la pruncii ăștia să nu facă infarct copiii. Și s-o uita la fată și ca să schimbe subiectul, să ducă pe ceva frumos, o zis către ea, îți plac jucăriile? Și vă rog să fiți atenți la răspunsul unei fete de 9 ani, de sub dărâmături. S-a uitat la salvatorul ei și nu i-a răspuns la întrebare. Nu a zis, îmi place Barbie, îmi place puzzle, îmi place Lego. S-a uitat la salvatorul ei și a spus așa, Domnule, dacă mă scos de aici, o să fiu sclava ta toată viața. Iubiții mei, am văzut apoi poza a doua zi, a fost scoasă, au venit ceilalți oameni, ceilalți medici, i-au scos de acolo, i-au schimbat, i-au pus într-un pătuț, într-un spital, le-au făcut duș, le-au dat să mănânce. Dar am rămas cu imaginea asta. Când viața îți oferă dărâmături, tu n-ai nevoie de jucării. Nu știu care sunt dărâmăturile prin care ai trecut astăzi. Nu știu care sunt bolile, necazurile prin care ai trecut. Ce vreau să spun este că te întreabă Iisus astăzi, ce-ți place? Mai vrei jucării? Mai vrei distracție? Mai vrei plăceri? Sau vrei salvare? Aș vrea să spui cum a spus fetița asta, Doamne, dacă mă scos de aici, o să fiu roaba ta toată viața. Că nu există robie mai frumoasă decât libertatea în Hristos. Iubiții mei, vreau să facem o rugăciune acum la sfârșit și vreau să luăm decizii noi în această seară. Aș vrea din toată inima aceste lecții pe care le-am învățat de la Bartimeu să plecăm cu ele acasă. Când trece Iisus pe strada vieții tale, să strigi după milă. 2. Să nu asculți de ce spun oamenii, mulțimea. Ei vor doar să te oprească din a te apropia de Iisus. 3. Ce să mai faci când trece Iisus pe strada vieții tale? Spune aici în Marcu, un textul pe care l-am citit, atât de frumos, să pleci de la locul în care ai stat ani de zile și să mergi la locul în care te vrea Iisus, apoi să-ți recunoști tare. Să spui din toată inima, Doamne, ăsta sunt, am acolo slăbiciune, am acolo problemă, dincolo nu pot să îl iubesc pe fratele ăla sau pe sora aceea, asta e starea mea și vreau să te atingi de mine în seara aceasta. Și la final să spui, Doamne, până la moarte numai cu tine. Vreau să învăț de la un fost orb că cea mai frumoasă umblare este umblarea cu Iisus. Amin?